Am improvizat pentru cină o mâncare cu ceea ce am găsit prin frigider. Puțină ceapă, un ardei, câteva roșii. Am pus în cumboc puțin ulei de struguri și am adăugat ceapa tăiată, ardeiul tăiat și roșiile tăiate. Puțină sare de asemenea și piper separat. Am pus o parte de orez și două părți de apă și am lăsat să fiarbă circa 20 de minute. Surpriză, am pus o lingură de zacuscă și puțin bulion. Între timp mai amestecăm în orez. Adăugăm orezul fiert. Mâncarea este gata. Nu este ceva spectaculos, dar este foarte light și gustos, cu lucruri puține pe care le găsim în frigider. Poftă bună!